Bună seara, doamnelor și domnilor, Victor Popescu sunt eu, iată-ne la o nouă emisiune, se numește Săptămâna într-o oră, un nou proiect editorial aici la TV Sud. Exact acum o săptămână a avut loc evenimentul de relansare a grilei TV Sud. Ați văzut cu toții, ne-ați urmărit, s-au alăturat echipei noastre, colegii noi, avem emisiuni noi, de fapt, în grilă, cum este și aceasta, în care voi încerca alături de invitații mei în fiecare care vinerea de la ora 21 să facem o analiză a evenimentelor din săptămână, a declarațiilor, pentru că trăind în Gorj nimic nu ne lipsește aici în materie de evenimente și declarații, mai ales politice, controverse, interese, așa cum ați văzut în promul emisiunii. O să încercăm să deslușim pentru dumneavoastră anumite mesaje ale politicienilor aici și nu numai. În această seară, dar înainte să vă prezint invitații, vreau să vă vorbesc un pic despre TV Sud și o să vedeți că n-am adus întâmplător unul din invitații mei din această seară. TV Sud am venit în acest an 8 ani. 8 ani, mi-aduc aminte, în aprilie 2011 a fost prima emisie la cald. Până atunci, deși licența era luată în 2010 decembrie, în 2011 aprilie, atunci a început TV Sud să emită. Și printre emisiuni aveam o emisiune de dimineață atunci, pe care invitatul meu din această seară și vi-l prezint, domnul Rică Măceșanu. Bine ai venit, Rică! Bună seara! Era o emisiune de dimineață, Oglinda Presei, dacă mi-aduc bine aminte, Rică, pe care tu o realizai. Iar eu veneam în fiecare zi de dimineață cu tine ca să-ți asigur suportul tehnic la acea emisiune și eram tare mândru că oamenii se uitau. Chiar și la 7 dimineața, oamenii se uitau la noi, erau telefoane, Rică primea telefoane și... Da, te rog. Un mic amănunt. Țin minte că la un moment dat am sărit de la 7 la 7.30 la spre 8 și în vreme ce era Răzvan și Dani, noi primeam undeva la 60 de mesaje pe emisiune. Da, iată, pentru că... Pentru mine asta a fost o măsură a noastră față în raport cu telespectatorul. Este și acum, dar o oră care nu e prea așa de audiență pentru o televiziune locală, cu atât era mai surprinzător că noi aveam mesaje de la telespectatori. Și nu eram într-adevăr pe rețele de cablu cum e azi proiectul. Da, și trebuie, pentru că n-am apucat la acel eveniment, să mulțumesc managementului actual, pentru că la un moment dat, cum a spus și Ionuț Răitaru atunci la acel eveniment, a preluat acest proiect de la mine și de la echipa care o aveam atunci și iată, brandul TV Sud chiar avea atunci un început, a mers mai departe și a reușit să stea pe piață 8 ani de zile și să rămână, și doamnelor și domnilor, cred că sunteți de acord cu mine, să rămână preferata telespectatorilor din Gorj și din întreaga Oltenie. Și pentru asta îl felicit pe Ionuț Răitaru, n-am apucat atunci să-l felicit acum în direct pentru că a crezut în acest proiect, da, a crezut în oameni, în echipă și oameni de calitate, cum spunea el, au plecat, ba la televiziunile naționale, ba în politică mai nou. Da, și o salut și pe colega noastră, fostă colegă, Gabriela Grângioveanu Târsu, care este purtător de cuvânt la ALDE astăzi. O salut Președinta Organizației de Femei și pe alții, și pe Costin Soare, Iulian Țimpea, oameni care au pus și au ajutat brandul acesta să rămână pe piață, au pus umărul și au pus amprenta. Eu le spuneam, de fiecare dată când cineva vrea să părăsească echipa, eu încercam să-i conving, Rică Măceșanu, să le zic, băi, voi sunteți parte din brandul TV Sud. Înțelegi, până la urmă n-am mai ținut vorba asta, au plecat, dar oricum ei se simt legați și de fiecare dată mă sună și pe mine și pe managerul general al postului și păstrează legătura, ceea ce nu e de neglijat. Dar prin prezența oficialităților, oamenilor de vază ai județului la evenimentul de relansare, practic ni s-a confirmat nouă celor care lucrăm la TV Sud că încă TV Sud este o televiziune puternică și are puterea de fiecare dată să revină pe piață. Chiar dacă acum Facebook-ul e la modă, iată, oamenii mai cred totuși într-o televiziune tradițională, adică nu numai Facebook, evenimente pe Facebook, ce se întâmplă. Da, asta vreau să spun la început. Mulțumesc și echipei actuale,
colegilor de la știri. Deci am ținut să le mulțumesc în direct pentru colaborarea pe care o au cu mine, cel puțin începând de 3 ani încoace, de când am revenit la TV Sud. Colegii de la regie, colegii de la montaj, toți fac un efort așa, aproape supraumenesc de multe ori pentru dumneavoastră, telespectatorii, pentru a vă asigura un produs de calitate, un produs media de calitate. Dar închei cu evenimentul de relansare al gridei TV Sud. Sunt convins că veți rămâne alături de programe TV Sud și de acum înainte mulți ani. Al doilea invitat din această seară este domnul Adrian Rovența. Nu l-am invitat nici pe el întâmplător în această seară aici. Este un prieten al postului, al trustului, un tânăr care, așa, na, poate mulți mă condamnă, poate mulți mă susțin. Eu cred că va reuși multe în politică și deja a adus un suflu nou în politică, în partidul în care ești acum, da, ești vicepreședinte la municipiu. Da. Poți să realizezi multe din această postură, dar voi începe, deci bună seara, Adi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație și să știi că și eu am oarecum TV Sud în memorie probabil toată viața, pentru că a fost, cred că, primul post unde am venit la o emisiune, din posturile consacrate TV. Și TV Sud doar așa ceva, are un șarm al lui. Și are mulți oameni care urmăresc, chiar dacă este o televiziune clasică, cum ai spus tu, cred că încă da, este TV Sud de cele mai importante. Parte dintr-un trust, media, Scandal de Gorj, Sud FM, ambele cunoscute pentru utilizatorii din mediul online, pentru ascultătorii de radio, dar mai departe v-am zis, trebuie să comentăm, pentru acesta v-am chemat în această seară, să comentăm evenimentele săptămânii, declarații și o să încep așa cu ce se va întâmpla mâine, da? Poate vi se pare un pic abstract, dar mâine va veni, duminică, de fapt va veni ministrul transportului la Târgu Jiu, Rică Măceșanu, domnul Cuc, revine la Târgu Jiu după ce a fost și a inspectat centura. Stadiul centurii nerealizate, care stă într-o stare aproape deplorabilă de câțiva ani. Rică Măceșanu, ce crezi că, nu știu dacă ai citit știrile, ce crezi tu că va face ministrul la Târgu Jiu? Păi ce-a făcut pe toată țara? Va face și la Târgu Jiu? Eu vreau totuși să ne întoarcem la precedenta vizită. Evident că de aceea am ales subiectul în această seară. Se întâmpla într-o sâmbătă sau duminică, oricum la sfârșit de săptămână, tot ca și acum. Și eu știu că a declarat următorul lucru. Săptămâna viitoare, centura va fi scoasă la licitație. Vă rog să-mi spună și mie dacă știți cumva să fi fost scoasă centura la lucrările, la centura ocolitoare, la licitație. Dacă aveți idee de așa ceva, eu nu am. Nu am confirmarea că a fost scoasă. De fapt, au fost niște declarații ale domnului ministru Cuc atunci când, în timp ce vizita centura și împrejurimile centurii, zicea, iată, cine a dat autorizație de construcție în zona asta a centurii? Că, vai, primarul actual, nenorocit, nu știu ce. A fost, nu? Oamenii erau acolo, lângă el, cine și cum. Și compania națională și foștii edili. A fost de circul lumii. Ați văzut că, până la urmă, ați urmărit, Adi Rovența, da, declarație din timpul vizitei. Până la urmă a ieșit și domnul Cârciumaru, senatorul de Gorj, a zis, nu, domne, nu e așa. El, îți dai seama, n-a zis nimic atunci pe loc Cârciumaru. Băi, s-a dat pe timpul meu autorizațiile, nu? Înțeles, s-a simțit cum usca pe căciulă, oarecum. Oarecum și oarecum adevărat, pentru că, într-adevăr, centura trebuia chiar terminată, din ce țin eu minte, în timpul mandatului lui Florin Cârciumaru. Din ce țin minte chiar înainte de alegerile parțiale. A vrut să rovească în actualul edil și... Și nu i-a ieșit. Și păi nu, a lovit în cine era lângă el. Pentru că dacă ne uităm, așa cum foarte bine a punctat Adrian, lucrurile trebuiau încheiate de ceva ani, așa, cadastrarea sau lucrările de parcelare trebuiau făcute atunci, nu acum să alergi după firmă. Și omul ce a zis? Hai că dă bine la presă, cine a dat, cine a făcut și Florin Cârciumaru era acolo, Aurel Popescu era acolo, directorul la CNA
era acolo. Mă gândeam așa, dacă am avea cu adevărat o societate civilă la Târgu Jiu, poate acum s-ar duce un grup dintre ăsta cu pancarde la vizita lui Cuc, acum care vine, trebuie să spunem telespectatorilor că vine să inaugureze noul sediu al RAR Gorj, care arată destul de bine. Am trecut și eu pe lângă el, cred că a fost construit într-un timp record, nu ca centura. Și mă gândeam dacă am avea societate civilă pe bune și în interesul public, așa, real, s-a duce acum 20-30 de ani cu pancarde. Băi, Cuc, unde e? Ziceai tu, ne-ai promis licitație, pentru că vor fi scoase lucrările astea la licitație, imediat după vizita ta. Adică, Adi, politicienii ăștia au brazul atât de gros, zic, bă, mă duc mă gorjeară, chiar dacă le-am promis fraierilor de acolo că o să scot la licitație lucrările. Da, din păcate, eu ceea ce observ la acest ministru Cuc este că face un tur de imagine, probabil prin țară, la inaugurări. Cum fac toți politicienii care, nu? Da, cum fac toți politicienii care sunt un pic mai vizibili la momentul de față, unii dintre ei, un tur de țară pentru a-și promova imaginea proprie. Pentru ce exact nu-mi dau seama. Uite, o să spună că e o realizare a actualului guvern, nou sediar, nu? Este corect, s-a făcut pe timpul guvernării PSD ALDE, dar să zicem că nu era așa de stringentă problema sediului RAR, cum este problema traficului din Târgu Jiu și a... Păi era, domnule, că și-au mutat unii deja afacerile cu serviciile în zonă. Domnul Rică, și trebuia... Deocamdată... Repede, deocamdată erau pe pierdere acolo, dacă nu... Deocamdată, Victor, din ce știu eu, chiar un prieten al meu are un serviciu acolo cu mult timp înainte să se stabilească locația noului sediu RAR. A fost niște... Da. Te rog, Rică. Știm cu toții, Adrian, îmi cer scuze, dar da. Chestia asta cu vizitele foarte bine punctată de tine... Adică da. Omul taxează partenerul de alianță, nu da, se pare... Asta e. Da. Acum, e goana de pe voturi. Da, noi nu suntem, mergem la braț, dar nu suntem la fel. Mă rog, ceva de genul ăsta. Fiecare se exprimă cum vrea, se prezintă cum poate. Ce vreau să zic? Vis-a-vis de problema asta, tot domnul senator Căciumaru a lămurit și povestea asta cu vizitele, pentru că s-a supărat atât de tare pe ministru și pe faptul că un domn din PSD își aroagă, uite, vin miniștri. Ce a spus domnul Cârciumaru? Domnule, haideți să ne aducem amintit. E, poate e puțin și răutăcios domnul Cârciumaru, că pe vremea lui nu prea veneau miniștri. Acum cu domnul Weber, președinte... Ce a spus domnul Cârciumaru? Declarație. Mă, haideți să ne aducem amintit. Când era domnul Pota premier, veneau miniștri, așa se întâmplă în campanie. Ce bine a punctat și Adrian. Și zice, dacă mai știți o dată, chiar a fost un fel de ședință de guvern în Palatul. Deci, asta e un dat la joale pe față. Ce a făcut ăsta că a venit nou acum? Că și pe vremea mea veneau miniștri. Mă rog, dar chestiile astea ne amuză, dar sunt tragice. Sunt de acord cu ce a spus Rica. O să vină și domnul Deneș la carierele miniere. Bă, vreau să continui ce a spus Rică și cred că e foarte adevărat în alt sentiment cu ceea ce gândeam și eu. Se pare că războiul din interiorul PSD nu s-a încheiat, chiar dacă s-au terminat alegerile, se știe cine este noul lider PSD Gorj. Și asta pe parte pe mine ca cetățean mă întristează, pentru că în loc să pună mână de la mână și alături și de noi, de ALDE, pentru că noi am fost de mai multe ori cei care am chemat toți politicienii cu influență. Cine? Domnul Iordache? Da, noi ca și partid, prin domnul Iordache, am chemat toți politicienii cu influență din județul Gorj să ni se alăture într-un demers prin care să susținem toate proiectele importante pentru județul Gorj. Se pare că chiar ei, în interiorul partidelor, încă continuă niște războaie pe o putere care nu le-ar aduce beneficii decât lor. Noi ne-am dorit să aducă beneficii, în primul rând, comunității. Asta este ceea ce văd eu, ceea ce observ. Și mă întristează, cum a spus și Rică. Sincer, eu nu știu câte voturi, că revin la vizita ministrului, nu știu câte voturi va obține, știm cu toții că nu există un interes așa
crescut pentru alegerile europarlamentare, mai ales la Gorj, de obicei nu. Nu știu dacă acum, prin acțiunile astea din precampanie, nu știu, sunt legale, domnule, acțiunile astea electorale în precampanie? Depinde... Parcă de, campanie pe față, nu? Depinde, adică depinde, numai... de, depinde de tipul de acțiuni. Te rog. Cred că alegerile astea au o miză extraordinară. Știi de ce? Până acum, Alianța, Piața de Albă, a venit și a spus, avem voturile oameni. Facem de ordonanțe, guvernăm, prin ordonanțe, că aceasta a guvernat. Prin ordonanță. Bun. Dacă. PSD-al. Nu va obține un scor nici măcar apropiat. Deci nu apropiat, nici măcar apropiat. De la parlamentară, atunci o să se întrebe și oamenii și din Europa și din țară. Bă, prietenă, ce argumente mai? Ce susținere mai? Asta s-a folosit. Noi am fost votați decât de 3 milioane și decât... Cam așa ceva. Bun, asta s-a spus. Avem susținerea, avem votul, nu? Deci, atenție! Alegerile astea sunt mai importante decât doar. Mult mai importante. Pentru că Europa, altfel, guvernul legitim, guvernul aprobat, guvernul e legitim. Și alți conducători în istoria omeniei au fost legitim aleși. Din ce vezi până la ora actuală, sunt șanse să-și reconfirme votul de la europarlamentare, adică Măceșanu? Nu am înțeles întrebarea. Dacă PSD și ALDE are șanse să-și reconfirme votul ăla majoritar sau aproape majoritar de la parlamentar. Tu vorbești la nivel național sau la Gorj, cum le fac? La nivel național vorbesc acum. Nu, la nivel național, PSD, ALDE, cred că le văd ambele și împreună, să zic așa, 36-37 maxim. Păi cu 36-36 maxim, 37 ar câștiga, nu? Victor, aș vrea să spun și eu ceva. Este un lucru absolut cunoscut și se întâmplă în orice țară de pe, sau în, în foarte multe țări de pe, de pe pământ. Alianța aflată la guvernare, partidul aflat la guvernare, pe timpul cât guvernează, mai pierd din simpatie, pentru că fiind la guvernare, având toate uneltele și toate instrumentele guvernării în mână, există categorii, poate, care nu sunt mulțumiți de rezultatele pe care le așteaptă cei care te-au ales sau cei care te-au susținut. Dar nu trebuie, totuși, da la o parte că această alianță a luat câteva măsuri care au fost în sprijinul și pe placul multor categorii sociale din România. Categorii cărora le-au propus un program de care, eu zic, într-o bună parte s-a ținut această alianță. Cât despre rodare, cât despre scorul total, până la urmă este o posibilitate ca noi cei de la ALDE să fi crescut poate în anumite în ochii anumitor categorii sociale. Poate PSD a scăzut. Paradoxal așa, poate a scăzut. Unul crește, altul scade. Da, dar media și eu cred că totuși alianța va rezista. Din punctul meu de vedere, pe cum să reziste, dacă spuneți că unul crește, altul scade. Nu, dar nu asta, păi și tocmai. Înseamnă că unul a fentat alianța. Nu neapărat, dar este totuși la mijloc și un prost management, să zic așa, celor din opoziție, care în afară de faptul să strige... Deci e vina PNL-ului că să strige, crește, nu? Să strige aceleași lozinci pe care oamenii nu le cred. Fiecare are problemele lui în partid, dar cei de la PNL totuși... Și PNL-ul a avut realizări, scoate... mai ales prin președintele Iohannis, care contestă la CCR. Dar președintele Iohannis este și are absolut succes. Este foarte simplu de văzut, chiar cu ochiul liber, că nu susține PNL. Președintele Iohannis, din păcate pentru noi, pentru noi toți, politice. Din păcate pentru noi toți, eu fiind unul dintre cei care la momentul alegerilor l-am susținut. Din păcate pentru noi toți, a devenit o dezamăgire. Politica națională, îi mai dau cuvântul pe această temă lui Rică, după aceea revenim la Gorj, că da. Despre asta e emisiunea noastră. Te rog, Rică. Bun, ce voiam să zic, să punctez scurt așa, să avem timp și de altele. De obicei,
Electoratul de stânga nu trece, sau de centru stânga, nu trece automat în ba a celuilalt, să meargă către PNL-ul către. Dar să nu uităm, și asta e studiu sociologic, trebuie băgat, există întotdeauna o nișă. O nișă care la Gorj a ajuns 15-20%. Hai să ne aducem aminte cu Paranaua. Haideți să ne aducem aminte cu Dan Diaconescu. Deci nișa asta, nișa asta, bătăria aici e. Pe nișa asta electorală. Iar vis-a-vis de opoziție, nu știu, știi, eu nu știu ce aș, ar fi, nu sunt înscris în niciun partid din câte, dar din moment ce tu ai majoritatea, ce vrei să fac? Mă pun în cap, bă, îi strig, cip, ies în greva foamei, îi spun, ăștia fură. Cam asta face opoziția în toată lumea, să știi, da, Adi. Dar din păcate, de foarte multe ori manipulează și mint oamenii. Care e manipularea asta? Dă-mi concret. Dă-mi exemplu de o minciună a lui Dan Vâlceanu în ultima săptămână. Vis-a-vis de un subiect. Uite, de exemplu, la CEO, și o să discutăm, CEO, motorul economic al județului, a luat creditul de 100 de milioane de euro. Fără să pară arogant, nu-l urmăr, nu l-am văzut niciunde pe Dan Vâlceanu în ultima săptămână și sincer să spun, nu l-ați văzut, participă la evenimente de lansarea candidaților europarlamentare în țară, alături de Ludovic Orban, adică omul e la vârf acolo. E la vârf, dar din păcate... A fost și la un eveniment, a fost din păcate și pentru colegii dânsului primarul de la Târgu Jiu. Din păcate pentru colegii lui de aici, așa? din Gorj, nu prea e lider pentru ei. E lider doar pentru el însăși. De ce? Pentru că el se spală doar pe el, se curăță doar pe el și se scoate doar pe el. Aveți în față. Niște frustrări, domnul Rovența, de când erați la PNL, dar se vede cu ochiul liber. Nu l-am auzit niciodată, sau cel puțin eu nu l-am auzit în emisiuni TV. Îl urmăriți pe domnul Vâlcean? În timp am mai, din greșeală, l-am mai văzut la vreo două oveze orașul ăsta și județul ăsta. Tot n-ați văzut, s-a dus pentru muzeul Brâncuș, pentru uzina de la Sadu, au acțiune, înțeleg, weekendul ăsta, în par pliante pe acolo cu primarul ăla, care ori e la PNL, ori la PSD, chiar vreau să vă întreb despre asta. Și din cauza asta, vedeți că încep să-l părăsească primarii se înghesuie Să fugă în altă parte decât să mai stea lângă Vâlceanu. Pentru că e clar că și despre asta vreau să vorbesc cu dumneavoastră în această seară despre primarii ăștia. Le-am pus acolo pe burtiere primarii PNL la cot cu PSD-iștii la europarlamentarie și invers, primarii PSD preferă conferințele de presă de la ALDE. Cum ți se pare? Parcă n-am mai trăit niciodată, Rică, chestia asta în ultimii ani de când suntem în presă, nu? De când urmărim fenomenul ăsta politic. Cum ți se pare? Șulfăneala asta a ajuns pe față, așa? Că ei oricum erau transpartinici în mai multe partide, cu un picior la ALDE, cu un picior la PSD, cu mâinile la PNL. Știi ce denotă asta? Denotă o lipsă de cultură politică, în primul rând, în rândul populației, pentru că eu, când îl mandatez pe un om, îl mandatez pe o anumită linie. Bun, ok. Dacă primarul respectiv îmi ieșea în fața mea și îmi spunea, domnule, pe linia asta nu sunt ajutat, nu sunt sprijinit, înțelegeam. Dar în momentul în care mi-a ieșit pe Muțește, încep semne de întrebare. Deci nu spun mai mult, sunt semne de întrebare. Ce ai negociat, pentru ce ai negociat? Dacă mi-a ieșea în comunitate și îmi spunea foarte clar, nu sunt ajutat din partid. Deci trebuia spus chestia asta. Nu pe Muțește ieși. Nu mi se pare ok. Plimbăreala asta, am pârghiile. Sunt la putere, am pârghiile. Pe de altă parte, haideți să o spunem. Și primarul ăla, dacă nu face nimic, pierde mandatul. Dacă nu e sprijinit și dacă îi dai 15 lei pe cap de locuitor, cum s-a întâmplat în cazul municipiului Târgu Jiu, 15 lei. Te refer la ultima distribuție, da, de la Consiliul Județean, de la și despre asta vreau să vorbim. Vă propun, domnilor, o scurtă pauză de publicitate. Dar fiind prima emisiune, zic să ne tragem puterile, așa, cum se spune în popor. Revenim, doamnelor și domnilor, imediat la săptămâna într-o oră. Nu plecați de pe TV Sud. Revenim, doamnelor și domnilor.
Reluăm discuția Rică Mălceșanu, pe care am lăsat-o la finalul primei părți. Ziceam noi despre declarația asta lui Weber, vreau să ziceam și în pauză, vreau să vă zic că după ce CEO a reușit să obțină acel credit de 100 de milioane de euro, o sumă mare așa la prima vedere, pentru achitarea celor certificate de CO2, Mihai Weber, deputat de Gorj și președinte al PSD Gorj, a spus: ne-a trecut glonțul pe la ureche. Cum să comentăm, Rică, din punct de vedere jurnalistic, în primul rând, această declarație? Weber nu poate fi acuzat în situația asta. Știi de ce? Pentru că atunci ești, cred, ai fost om de afaceri. Atunci când spune, ești... Eu înțeleg așa, la prima vedere a declarației, înțeleg că dânsul a făcut ceva pentru obținerea acestui credit de 100 de milioane de euro pentru cam asta spune guvernul, el guvernul, mă rog. Ce se întâmplă? Ca om de afaceri, ca partea implicată, n-am nicio... chiar nu îl cunosc personal pe Boza. Ce se întâmplă? Nu poți să scoți la iveală niște dedesubturi. Bă, gata, sunt leșinat, am limba scoasă de 3 metri. Le ții acolo că te jupoie aici așa. Iar jupui, se pare că statul îi jupoie, nu Uniunea Europeană. Statul se pare că vândă această certificată. Dar glunțul a trecut pe la ureche, dar vine celălalt. Băi, sunt 7 luni, 8 luni. Achităm din nou certificată. Bani nu sunt. Spuneam eu la începutul 2018, dacă nu mă înșel, când s-a făcut acea mică majorare salarială, am văzut pe buget, pe mentelanță, subțire, mai deloc. Nu te poți juca cu mentelanța, cu investițiile. Și ce s-a întâmplat? Au început evenimentele ăla, accidentele de muncă. Da, la Matei, parcă spun. O să fie problemă, pentru că am lucrat în producție, știu ce înseamnă producția. Știu ce înseamnă o șaibă lipsă, o piuliță. Nu vorbesc de chestii mai grele. O șaibă, o simplă șaibă. Știu ce înseamnă. În siguranța mea, a celui care operez pe utilajul respectiv. Și am zis, nu e bine. Asta nu sunt bani. Nu știu cum o să fie, nu știu ce o să facem. 100 de milioane de euro, sunt nu-mi bani puțin, sunt vreo 3 bănci care au creditat CEO Oltenia, bani care vor trebui, chiar dacă sunt garantați de stat, nu, creditul este garantat în mare parte de stat, vor trebui returnați. Bineînțeles. Și cred că costul ăsta va face și își va aduce aportul în creșterea costului de producție pe viitor, nu, pe megawatt. Zic, bă, mai trebuie să pun la megawatt, să pun și creditul care l-am în cărcă. Asta era evident de la început. Da? Cu ce vreau să vă întreb, pentru că domnule Adi Rovența, declarația lui Mihai Weber este evidentă și cred că înțelegem cu toții, domnule, am reușit noi, cei din guvernul PSD și ALDE, chiar dacă nu vă convine, e și ALDE acolo, să salvăm pe moment această companie care era în pericol de insolvență aproape, nu? Așa zice un oficial al guvernului, un secretar de stat. Vă aduceți aminte de Doru Vișan. Doru Vișan a avut și el o declarație, spunea acolo la o comisie de negociere pe lângă Parlament, prin Parlament, spunea că trebuie să salvăm această companie, căci am nevoie de ea, fără ea, nu știu, mor, mă sufoc, ceva de genul. În declarație, ați văzut declarația, domnule Doru Vișan? Nu am văzut declarația, dar ceea ce... E secretar de stat în Ministerul Energiei. Dar știu cine este domnul Vișan. Problema, din punctul meu de vedere, este că cu ceea ce se laudă cei de la PSD și managerul CEO, este că au reușit să facă un credit. Eu m-aș fi bucurat dacă managerul ar fi reușit să facă performanță și nu ar fi fost nevoie de acest credit. Țin să vă aduc aminte că noi, cei de la ALDE, și domnul președinte Iordache a tras un semnal de alarmă de mult că raportul acela al corpului de control care a fost făcut la momentul anului trecut, public sau public, să zicem prima dată pe surse, da? Două anunța un dezastru ce urma să vină.
La acel moment nu l-a recunoscut nici managerul, păi, în și nici, acela, și nici colegii noștri de la Alianță. Stimați invitați și telespectatorii, în raportul acela se vorbea de un prejudiciu de 60 de milioane de euro. Bun. Aproape, iată, aproape 60% din suma 60% asta, da? Din suma asta. Păi, haideți să o luăm așa, dacă s-ar fi, vindecarea, când te duci la medic, vindecarea începe în momentul în care recunoști că ai o problemă. Dacă până în momentul în care tu nu recunoști că ai o problemă, nu începe procesul de vindecare. Prima dată de acolo. Trebuie să recunoști, domn doctor, așa este, sunt de acord cu dumneavoastră, am o problemă. Așa a fost și în cazul ăsta. În cazul ăsta, doctorul a fost corpul de control. Corpul de control le-a spus celor de la CEO că au o problemă și ei n-au vrut să o recunoască. Imaginați-vă cam câte milioane de euro s-ar fi scutit dacă s-ar fi luat în momentul acela niște decizii în această direcție și s-ar fi luat niște măsuri, poate scuteam ceilalți 40% din suma asta totală de 100 de milioane de euro. Fac o presupunere, nu mă bazez pe... Știți ce vreau să vă întreb? Că da, tot orice problemă, orice problemă asupra care intervii la timp are tot timpul... A zis ceva de meritele domnului Iordache, de meritele ALDE, care trage semnale. A fost în presă, da, și dacă tot vorbim despre declarații, evenimente, din săptămâna asta, în presă, domnul Ion Ordache, președintele dumneavoastră, spunea că el a sesizat calitatea slabă a cărbunelui care vine cu pământ în termocentrale și că a aflat că Boza și-a trimis specialiștii să controleze cărbunele de pământ în carieră, nu? Aveți cumva în alte laboratoare de astea, vă gândiți, domnule, ia să vedem ce mai putem, domnule, cu ce mai putem să torpilăm pe Boza nu e vorba, asta. Nu e vorba de torpilat, eu nu consider că mai este ceva de spus. Sau, asta cu pământul spus, în cărbune este un subiect deja consumat de asta iarnă, dacă stau bine să mă gândesc. Nu e neapărat consumat de asta iarnă. Mă leg aici de ce a spus și Rica acum câteva secunde. Mentenanța în complexul energetic și în minerit este la un nivel minim. Și riscul de accidente este major. Dacă până acum n-au fost accidente majore la instalațiile care produc energia electrică, toate acele instalații, sunt multe dintre ele sunt sub presiune, este o mare posibilitate ca aceste probleme să apară în curând. Asta este chintesența declarațiilor pe care le-a făcut domnul Iordache. Și eu cred că este adevărat. Într-adevăr, după aceea au intervenit mulți că să spună că nu e așa și că pământ există tot timpul, că e de calitate inferioară. Nu, până la urmă, noi semnalul de alarmă vrem să-l tragem în ceea ce privește mentenanța și siguranța muncă a celor care lucrează în CEO. Pentru că nu vrem să se întâmple vreun dezastru. Darică? Eu îmi amintesc că am mai discutat un pic cu tine pe toamna asta. Așa e, da. Hai să încercăm să reașezăm boii înaintea căruței. Unu. Nu mi-a venit un semnal clar de la București. Doamne, eu vreau să intervin în sistemul ăsta mine, energie, să reașez, să încep să cresc, să redevin profitabil. Cum ai spus și tu, crește raport. Nu a venit semnalul ăsta, adică pe zi pe alta. Hai să mai să... Dacă venea acest semnal, trecea țigania de asta, Golanie, nu știu cum să zic, a declarațiilor și toate astea. Pentru că e un moment ce aveam o strategie care se tot discută și nu par o văd de energetică. Băi, e siguranța națională, vreau ce vreau, atâtea grupuri turcene, atâtea rovilari, vreau asta și asta și asta. Cu investiții, bineînțeles, statul are dreptul să facă investițiile astea. E acționar aici. Bun, voiam să văd semnalul ăsta. Și să văd, băi, ne punem pe picioare. Ce înseamnă asta? Nu mai e loc de glume, nu mai există laboratoare, cum ai spus. Cărbunele nu poate... Da, mie pare că apar așa pe piață subiecte false. Cărbunele nu poate fi separate în totalitate. Aproape cu forța în campania asta, pre-campanie electorală. Din ce am citit, pentru că nu mă pricep, nu sunt în domeniu, dar pui mâna și citești. Ce zic oamenii, specialiștii? Cărbunele nu poate fi separat în totalitate de pământ în carieră. Nu ai cum.
Că de există procedeul ăsta, gaze, păcuri sau păcurile ce mai folosesc oamenii acolo. Însă, din moment ce aveau niște reguli stricte, bătute în cuie, pac, 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 asta ne trebuie. Către asta tindem, să dăm altfel de vorbă. Eu am impresia, se joacă la trecerea timpului, hai domnilor, că v-am mai pus acolo puțin la salariu, față de ea, știți, v-am mai adăugat ceva la salariu, mai tărâm unitatea. Știi ceva, adică, mie mi s-a părut puțin ipocrită declarația lui Doru Vișan, ceea ce a spus acolo, pentru că este acela secretar de stat care în timpul grevei amenința minerii da. Cu procese. Cu imputarea. Cu imputarea. Dumnezeu. Ce spun eu? Ce spun eu? Și pe mine asta mă înspăimântă și dacă ai observat atitudinea mea și pe Facebook. Ce se întâmplă în energie este la nivel național. Pe toate ramurile. Trecerea timpului s-o lungim. Deci nimic. În 2016, țin minte că mi s-a spus așa, reașezăm lucrurile în țara asta. Să înceapă, ce să înceapă să crească? Statul, cu tot ce înseamnă statul, industria lui, puterea lui. Iartă-mă, avem calendar orar al trenurilor de raiată. Da. Domnul Rică Măceșanu, pentru că lumea te știe așa, un cunoscător al fenomenului sportiv din județul Gorj și nu numai, trebuie să vorbim, am avut, cred că la ultima emisiune aici în plasă UTV Sud, adică la vechiul sediu, vechiul studiou, discutam despre CSM. Din nou pe tapet săptămâna aceasta, acest club sportiv municipal, s-a constituit un consiliu director, nu? Comitet director. Comitet director. Pe lângă acel director validat așa cu chiu, cu vai, până la urmă a fost validat de Consiliul Local. Am văzut acest Consiliu Director, este ciudat ca din acest Consiliu Director să facă parte un domn consilier local care este socru fostului contracandidat al domnului Băleț. Adică, iată, până la urmă s-ar putea ca domnul director Băleț să fie un pic la mâna socrului domnului Marinescu, parcă se numea, vorbim de domnul Butan, în acest consiliu director, deci îl avem pe domnul consilier Butan de la PSRO, îl avem pe domnul Berca și mai avem un domn. Predescu, care e un nou consilier. Domnul și Ștefan? Mai încă ceva. Și domnul Constantin Ștefan. Dacă mi-aduc aminte, niște contestatari, cel puțin domnul Butan, domnul Ștefan, al procedurii de selecție a managerului de la clubul acesta sportiv municipal, iată-i acum, nu am văzut, nu-mi dau seama care va fi rolul Consiliului Director. Adică Consiliul Director va decide, nu? Fiind o conducere, e parte din conducerea acest consiliu, mă gândesc. Și va decide asupra sumelor, comitetul director alocărilor. Va fi conducerea. Conducerea, nu? Adică va veni domnul Bălăieț cu propunerea, vreau să fac secția asta, îmi trebuie atâtea miliarde. Și vine Butan și zice, nu. Oricare dintre ei. Nu? Nu ți se pare așa? Fii atent. Mâna sorții, deci, nu? Deci. Vor mai fi și cei patru da, o să spunem și despre asta, oameni de afaceri. Păi să vedem cine va veni. Să nu-i separăm. Pentru că asta las pe Rică să spună și să-mi spună și Victor, acest raționament cu oamenii ăștia de afaceri. Ce se întâmplă și în acest CSM? Se întâmplă în primăria Târgu Jiu din 2017 iunie. Ce se întâmplă? Oameni, trebuie să înțelegem. Noi suntem niște funcționari. Deci, ce vreau să spun? Dacă mâine domnul Roitaru, pe care l-ai pomenit, și da, aduc cum? Șef de studio. Victor Popescu trebuie să-și facă treabă în continuare. Ești de acord cu mine? Dacă mâine domnul David de la Artego, domnul manager general, spune, în secția asta vine noul șef, nu se va trezi un muncitor care să zică, ha, nu vreau eu șeful ăsta, știi? Asta e tragedia. Ce se întâmplă la CSM? S-a întâmplat în toată primăria asta. Din păcate nu-i proprietatea domnilor consilieri, dar și-o arogă. Ce se va întâmpla? Bălăiesc deja devine decor. Un simplu funcționar. Pe da ce? Crede? E mai mult decât un simplu funcționar? Un simplu funcționar. Din bani publici? Un simplu funcționar. Așa? Care va trebui să se supună.
Nu, dânsul bănuiesc că va veni cu propuneri și va zice, băi, consiliul director, vreau să fac asta și asta și asta. Ia ridicați voi mâna. Și că și... are experiență ca să-i convingă, că mă gândeam și... la cum a adus domnul Băleț 200 de copii. Nu, are o armă redutabilă. Aduce copiii din nou în piața prefecturii să-i convingă pe ăștia că n-au dreptate, nu? Păi hai să ne întâlnim. Cât tot s-o ținem așa? Păi nu știu. Cât? Spuneți-mi după aceea, cât tot s-o după aceea ne văităm. Doamne, am ajuns prea fețe luminate și prea cestite. Ne văităm. Doamne, presiune și... Deci, ce s-a întâmplat în ultimii ani la primăria Târgu Jiu ar trebui incriminat de lege. Ar trebui incriminat pentru că niște oameni... Și cine ar trebui? Ar trebui legat sau ce nu, să fie? Nu, incriminat. Faptele incriminate de lege. Pentru că ce s-a întâmplat în ultimii ani nu au făcut decât să aducă prejudicii cetățeanului. Vieții cetățeanului. Și argumentez ce vorbesc oricând și oriunde. Au adus prejudicii. Vorbiți ca primarul aproape. Nu! Eu ți-am spus... discursul ăsta l-am mai auzit și la... Ți-am spus că argumentez. De unde știi că îmi vorbește primarul, ca? Da, e bună, e de luat în considerare. Nu mă gândeam la asta, dar... Eu nu l-am văzut pe primar de un an și ceva. Spuneam că chestia asta, adică domnul Bălăieț, probabil că asta va face, nu? Va aduce copiii iară dacă ăștia se vor pune de-a doua. Domnule, ce ți se pare normal? Domnule, să spun cum și eu lucrurile. Nu mi se pare normal și eu cred în consens, la fel ca mulți telespectatori din seara asta care urmăresc emisiunea ora într-o săptămână, alături de dumneavoastră aici în platou, cred că trebuie găsit un consens. Dar v-a zis, mie mi se pare ciudat și poate cumva e o scânteie care va mai aprinde ceva mai încolo ca în acest consiliu director să fie domnul Butan, care a fost acuzat de primar, de nu știu ce, că s-au dus cu intervenții acolo să-și pună ginerele, mă rog, domne, s-a stins scandalul. E legal, e votul, e opțiunea consilierului, e legal. Însă, mă întorc la alt acum. Domnul Iordache dă niște asigurări. În ce sens? Spuneți-i domnului Adrian Roveța. Hai să ne aducem aminte când asigura domnul Iordache că nu vor mai fi probleme cu CSM-ul și nu știu ce. Păi s-a rezolvat, domnule, cred că în urma discuțiilor. S-a rezolvat. Păi, domnule, e bine că s-a rezolvat. Că niciodată mai bine mai târziu, nu? Domnul Iordache s-a opus unei singure faze a întregii povești care a fost în jurul CSM-ului, în momentul în care nu primarul a încercat să îi pună pe consilierii locali să voteze acel proiect de management în ideea în care la ei nu ajunsese. Și atunci domnul președinte a intervenit. Domnule Rovența, haideți să vă spun o chestie. Unu, consilierul local legal și domnul Iordache trebuia să știe că a fost primar, trebuia să ia la cunoștință. Știți ce înseamnă asta? Pentru că în momentul în care la liceul în care ați dat bacalaureatul a fost o comisie, n-a validat conducerea liceului concurs. Dar nu e vorba... Decât a semnat paca la cunoștință. Este corect, dar nu e vorba de asta. În acea ședință, în acea ședință a fost pusă sub discuție doar partea de proiect de management. Haideți că nu discutăm numai despre CSM în această seară, v-am zis. Da. Despre CSM mai vreau să-mi explici, Rică Măceșanu, ce cu acele locuri, patru locuri pentru afaceriști care trebuie să dea 25.000 de euro pe an. Înțelegem și avem asta. Oameni de afaceri capabili să dea atâția bani în jurul ăsta? Eu. Probabil și Adi Rovânța și dumneavoastră. Toată lumea. Dumnezeu să vină câți mai mulți oameni cu bani să investească. Mie așa mi se pare logic, nu? Da. Trebuie să atrag oameni. Ce să investească? Primești ceva în schimb? Sau sunt niște sponsori și primesc un loc în acest consiliu director? Ce se întâmplă? În momentul în care eu bag niște bani, trebuie să văd cum se... Știu, la cluburile astea de fotbal, dau un exemplu. Când cineva bagă bani, primește niște jucători, să zic, care sunt ai lui, nu? Ăștia ce vor primi? Stați așa, să argumentăm și să vorbim. În momentul în care eu vin cu bani la un club privat, devin acționar. Bun. În momentul în care aduc bani la primăria Târgu Jiu, vreau să fiu și un comitetul director. Adică să iei decizii. Să particip la luarea deciziilor. Așa.
Ce e rău în asta? Uite, Bălăiț ar putea să-și aducă patru prieteni afaceriști, dacă păi, dar nu știu dacă mai și să contrabalanseze, mă rog, pe cei trei care pot să-i facă oarecare opoziție. Păi, tocmai asta, asta, Victor, eu aici... Nu o să vină. Cine ar putea să vină? Eu cred că... Mai vine David de la Artego, ar vrea să vină aici, crezi? De câte știu eu, domnul David e băgat în proiectul Hanval... Lăpesău, dacă nu mă așa. Nu, de ce zic că nu? Nu, dar ar veni da, și dar, aici, nu, pentru că dar, câți, nu... câți ar da 25.000 de euro pe an? Sincer... E o sumă mare. E o sumă mare domnul chiar... Victor, domnul Victor, dați-mi voie să vă povestesc un lucru, l-am văzut anul trecut. Anul trecut am fost într-o excursie și într-un orașel micuț, să zicem, de până în poate 900.000 de locuitori în Franța, primându-mă pe stradă, am trecut pe lângă o bază sportivă, pe care era pus o placă. Această bază sportivă a fost construită din banii asociației oamenilor de afaceri din orașul respectiv. Credeți că, până la urmă, chiar este imposibil ca oameni care au trăit în orașul ăsta, cărora orașul le-a oferit niște oportunități de afaceri, care i-a creat pe ei ca oameni, poate din copilărie până la vârsta unui adult. Dați-mi un exemplu. Eu să, nu zic că nu există oameni, că nu există oameni care să văd. Eu sunt sigur sunt că se vor găsi. Sunt 4 firme top. Eu sunt sigur că se vor găsi acei oameni. Sunt 4 firme și top. Și mai sunt sigur pe oamenii respectivi că vor fi cei care vor înclina balanța în favoarea sportului și în favoarea copiilor care au nevoie. Uite, de sport. De exemplu, când am văzut știrea colegilor de la Știri, scuză Mărică, și se spunea acolo în consiliu, domnule, că trebuie să vină 4 oameni cu câte 25.000 de euro. Da. Primul care a avut o trăsărire așa a fost chiar un consilier local, cum îl cheamă, domnul Roibu, nu domnul Roibu, Petru? Mă rog, domnul Petcu. L-am văzut așa că a avut o trăsărire, se gândea el așa, cum ar fi să dă, el a mai dat la Pandurii parcă, da, 100 de milioane vei, care înseamnă cât? 2.000 de euro. 2.000 de euro e altceva. Pe domnul Petcu l-am văzut așa, parcă a trăsărit, bă, eu parcă aș da, nu? Deci să-l dăm exemplu pe domnul Petcu. Dar sunt mulți oameni de afaceri, Victor, de aici din Târgu Jiu. Eu cunosc oameni de afaceri de foarte mare succes, care sunt din Târgu Jiu și nu mai stau în Târgu Jiu și poate s-ar implica. S-ar implica de așa ceva. Haideți să încheie cu subiectul ăsta, vă las ultimele idei. Tu foarte bine ai spus, oameni de afaceri care pun baze sportive la dispoziție. Da. Păi da, de acord cu tine, dar exact ce spuneam. Adică vine Victor Popescu, om de afaceri, care poate ai plecat prin Franța, București, Timișoara. Da, și există. Vă fac și eu două terenuri de fotbal. Da. Și atunci Rică Moșeșanu din conducerea CSM-ului, știi ce face? Închiriază culoarea clubului lui Adi Rovânța și primește bani acasă. Vezi? Dacă este în afara orelor, Rică, dacă este în afara orelor, domnule, de antrenament, ale echipelor, ale echipelor, copiii orașului să fie gratuit acolo. Da. La revedere, scurt pe doi. Da, categoric. Scurt pe doi. Eu zic asta e problema. Scandalul ăsta de la CSM va mai continua să facă de niciun telespectator. Mâine o să... Nu se încheie. Mâine, dăm voie. Nu se încheie. Mâine o să ai o bombă. Da? Mâine poate chiar tot cu CSM-ul? Pe jeni.ro. Pe jeni, acolo scrii tu. Da, este, da, nu zic mai multe. Urmăresc jienii, cred că îi urmăresc și alții. Haideți să discutăm mai la final, mi-am adus aminte, la finalul primei părți discutam despre împărțirea banilor de la județ. Au fost acele cote defalcate care merg către de TVA, nu? Care merg către primării. Acuzații. Primăria Târgu Jiu a zis, băi, am primit prea puțin pentru cofinanțări. La fel, Motru. Și am aici lista cu primăriile care au și sumele pe care le-au primit. Sunt primării care au primit și zero de la Consiliul Județean. Pentru anul ăsta nu știu ce vor face astea. La Motru am văzut acolo niște dispute între fostul primar Hanu și actualul primar Gianu, în care erau acuzații și de o parte și de alta. Hanu, care este și consilier județean, îi spunea lui Gianu că de ce? Pentru ce să primească bani dacă nu are niciun proiect european, ceva investiție în curs, nu avea deloc motive să primească. Dar la Târgu Jiu, pentru că am văzut că ai sărit în oarecum în apărarea primăriei Târgu Jiu, că a primit puțini bani Rică. Duminică va avea loc dezbaterea publică a bugetului primăriei Târgu Jiu pe anul 2019. Vei merge acolo și tu, Rică? Nu știu dacă ajung, sper să ajung. L-am aici, am un draft de proiect de hotărâre care a ajuns la consilierii locali, e vorba de buget. Însă în aceste 4-5 pagini văd sursele de venit, cheltuielile
văd ceva cofinanțări, adică ce au în curs sesiunea de dezvoltare. Avem aici sesiunea de dezvoltare, cofinanțare, mă rog, e denumirea proiectelor, dar nu văd investiții pe anul ăsta. Nu văd, nu știu. Se vorbește aici de niște anexe care nu sunt, n-au ajuns la consiliile locale. Da. Anexele alea cu obiectivele de investiții. Adică să vezi punctual, băi, grădinița X, școala cu tare, liceul cu tare. Da? Ar trebui să fie. Nu sunt aici, dar ce văd aici la secțiunea de dezvoltare e deficitul cu minus. Adică din proiecția asta bugetară, primăria Târgu Jiu nu va mai rămâne cu excedent bugetar anul ăsta și va avea chiar minus aici. Pentru că, așa cum spunea primarul, nu știu dacă are dreptate, au fost și oameni care au spus că nu are dreptate din administrație și chiar adversari politici, el spune că e un buget al primăriei, pe de altă parte vine viceprimarul și spune că nu știe să cheltuie banii. Da. Fii atent, hai să o discutăm. Este concret. Această împărțire, Erica. Eu m-am uitat la toate declarațiile astea. Da. Știi, ziceai și de genii, mă rog, ți-ai oprit vorbele la jumătate. Mie îmi trebuie argumentat. Nu vreau să mă duc cu valul niciodată sau la ordin. Mie dacă. E doar la darul. Sau viceprimarul, Aurel Popescu. M-a venit cu o estimare când m-a spus, domnule, că e bugetul. Domnule, să-mi fie arătat și mie o estimare. În ce sens? Și îți dau un singur caz. Am citit și o declarație a domnului Tudor de la Drumuri. Am citit una a domnului primar de la Cărbunești, care îmi spunea că bitumul s-a scumpit de nu știu câte ori. Și s-a fi făcut și mie domnii respectiv o estimare. Domnule, în condițiile în care bitumul s-a scumpit cu atât și anul trecut puteai să asfaltezi atât, cu aceea sumă sau cu suma care ne-a dat-o, poți să asfaltezi atât. Mă înțelegi? Eu vreau să-mi vorbească concret. În condițiile în care salariul era atât și norma de hrană e atât, crezi cheltuielile cu atât. În condițiile în care banii, persoanele cu dizabilități vor primi banii de la primăria Târgu Jiu, crezi cheltuielile cu atât. Rămân atât. Eu asta voiam să văd. Nu vorbe. Mă înțelegi ce-mi spun? Da, te înțeleg. Adrianu Vența, da. În această listă sunt și multe. Să ne uităm la Drăguțești, de exemplu. Eu aș vrea să vorbesc despre Târgu Jiu, l-ai întrebat pe, da, te rog, până Perica, Perica, dacă va merge duminică la... Așa, la, tu vei merge? La discuții, la prezentarea bugetului, da, voi merge. Și aș vrea să vă spun că noi cei de la ALDE am depus un proiect pentru bugetarea participativă. Întâlnirea de duminică ar putea să se asemene cu o chestie de genul ăsta, un început. Era ideea celor de la USR inițial, da, și nu? Ați furat-o? Cei de la USR nu au consilieri locali. Noi avem... Domnul mai e? Domnul Lădaru, nu? Mai e consilier? Mai e? Deocamdată. Am văzut astăzi la emisiunea colegei mele, să știți că acuza... V-am spus, deocamdată. Mare parte din conducerea partidului? Așa se întâmplă când iei deciziile singuri și consider că imaginea partidului este ceva cu care te joci tu cum vrei. Dar a avut acel loc, acel că mi-am adus aminte, zicea primarul că va avea niște consultări, din punctul meu de vedere, ai cunoștința, care are niște consultări. Din punctul meu de vedere, vreau să spun ceva. Da. Toată munca pe care noi, cei din organizație, o ducem pentru a arăta că suntem bine intenționat. Bine intenționat. Aceste acțiuni pe care le-am avut cu frumusețarea a anumitor locuri, chiar astăzi am participat la una și... Da, ați luat 30 de like-uri la o poză, nu spuneați. Și nu, cred că deja a depășit 100. Când am văzut bucuria unui copil care era cu părinții în fața blocului, când am văzut că încercam să înfrumusețăm un loc care într-adevăr era arid, adică era pământ gol, ne-am ocupat de chestia asta și să vezi un copil că se bucură de frumusețea culorilor și că vrea să te ajute, e un sentiment de nedescris. Pe mine m-a încântat foarte mult. Da. Mi-a crescut sufletul. Cu această mișcare ați luat-o da, cuvânt, dacă îmi dați voie. Te rog. Voiam pe subiectul bugetului banilor aruncați de Consiliul Județean să dau un mic exemplu. Autobuzele astea, tramvaiele, troleibuzele astea care le avem, vai mama lor, știi cu toții câtă subvenție primesc. Păi e proiect, nu? Trebuie să vină, nu? Deci primesc niște bani, niște mulți bani de la primăria Târgu Jiu ca subvenție. În condițiile în care dai 15 lei, conform domnului Banța,
la Târgu Jiu pe cap de locuitor și 117 la Turceni. Eu atunci la Târgu Jiu, care plătesc subvenție la tramvai. Ce zice? Cum ar fi să zic? Domnule, știi, pentru Târgu Jiu e 2 lei, pentru alții e 3 lei. Credeți că are importanță culoarea politică în treaba asta? Nu știu. Eu ți-am dat... Păi spuneți în concret. Eu am zis, vorbim concret. Că mi-a zis, la Turceni este clar, este primărie sub auspiciu alde, chiar dacă primăriția e de la PSD. Dar eu din banii a 15 lei trebuie să subvenționez și troleibuzul pe care vine și circulă domnul de la Turceni sau doamna. Asta voiam să spun. Da, iată, ne-am apropiat de final. Într-adevăr, puteam să discutăm multe subiecte. De asta zic, n-am apucat. Atâta timp cât noi încercăm să demonstrăm cetățenilor că suntem bine intenționați și încercăm să lăsăm ceva în urma noastră, din păcate domnul Lădaru nu face altceva decât să folosească sigla ALDE în interes personal. Un lucru care, din punctul meu de vedere, când faci parte dintr-o organizație, este de nepermis. Dumnealui avea cu totul alte argumente, poate o să-i ascultați, o să vedeți emisiunea colegii mele care a fost la ora 7, o găsiți pe Facebook. Mai aveam de vorbit și despre sponsorizările astea de la CEO care au fost ilegale potrivit unui raport de control al Ministerului Energiei. Au fost sesizate și organele penale, adică puteam să discutăm multe pe acest subiect în seara asta. Era de discutat, într-adevăr, sume importante care au fost date pe timpul domnului Laurențiu Ciurel și Laurențiu Ciobotorică, iată, par a fi date ilegale către clubul condus atunci de domnul Marin Condescu, cel care se ocupă și acum de acest club. Să vedem dacă cumva organele astea penale vor constata că banii trebuie dați înapoi. Să vedem ce se va alege. Clubul, nu știu dacă mai are șanse, poate îmi spuneți voi dacă mai are șanse să rămână în Liga 2, cel puțin. Rică? Șanse de rămas în Liga 2 sunt mari. Șanse de a continua fără susținere financiară? Zero. Da, doamne și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Prima ediție a emisiunii Săptămâna într-o oră. Săptămâna viitoare vă promit să comentăm evenimentele săptămânii ce urmează într-o manieră pe care sunt convins că dumneavoastră o agreați aici la TV Sud. O seară bună, un weekend minunat! Bine.